eu eram în spatele la băiatul ăsta cu, cu mașina și mergea regulamentar în, în față și băiatul a vrut să întoarcă bicicleta și l-a luat din plin. A întors în fața mașinii? Da, da. Eu eram în spatele lui cu mașina. A, și nu mai avut ce să... Nu am mai avut ce să... O vrut să levite, dar degeaba, că nu mai putut. Nu mai putut. Așadar, aflat la joacă pe marginea drumului, unde învăța să meargă pe bicicleta cu roți ajutătoare, copilul ar fi făcut o mișcare bruscă, iar șoferul nu a putut evita impactul. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani din municipiul Rădăuți. Echipajul de ambulanță, sosit la fața locului, a reușit să-l resusciteze pe micuț și l-a transportat la spitalul județean. Acolo, la scurt timp, inima copilului a cedat din nou, iar din cauza leziunilor, medicii nu au putut să-l facă să-și revină. Rămas încă la locul accidentului, tatăl copilului spera la o minune care nu s-a mai întâmplat. Arată-și tu unde are frână. Cum, vrei pur și simplu și-o dat peste el, sau cum? L-o prinse în capot, eu îndoie capot, dacă te iau de mază. Eu îndoie, l-o prinse în capot, l-o prinse... Nu știu dacă trăiești, nu trăiești Dumnezeu, dar eu îi dă-l fermă, eu îl distrung, ai cuvântul meu. Nu, prinde-mă, ce rost are? Să nu mă prind. Dar copilul tău să știi, sau unde, să văd nu știu, dar tu n-ai o leac de ambreiaj, n-ai o leac de frân, n-ai nicăi. Am nu trebuie nimic de arda Dumnezeu să simt băiatul sănătos, nu trebuie absolut. Nu trebuie nimic, băiatul să simt sănătos. Nu trăiește copilul ăsta. Să de luat tare, adică bine. Dacă îl sparg capota în față, l-o prins în cape. Un echipaj de poliție care s-a deplasat la locul accidentului l-a testat pe șofer cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal care va fi soluționat procedural.